Combustibilii sintetici reprezintă o alternativă promițătoare la combustibilii tradiționali, oferind mai multe avantaje față de cei din urmă. Aceștia sunt produși dintr-o varietate de materii prime, inclusiv gaze naturale, cărbune, biomasă și chiar dioxid de carbon. Procesul de producție implică transformarea acestor materii prime într-un combustibil lichid care poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă existente. Combustibilii sintetici ard foarte curat, producând mai puține emisii decât combustibilii convenționali, ceea ce poate contribui la reducerea poluării aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, deoarece pot fi produși la nivel național, aceștia pot reduce dependența de petrolul străin. Combustibilii sintetici oferă și alte avantaje față de combustibilii convenționali, inclusiv o densitate energetică mai mare și compatibilitatea cu infrastructura existentă. Aceștia pot fi utilizați în vehiculele existente fără modificări majore, spre deosebire de vehiculele electrice, care necesită o infrastructură de încărcare. Cu toate acestea, există încă provocări care trebuie abordate, cum ar fi costul ridicat al producției și necesitatea de a face mai multă cercetare și dezvoltare. În ciuda acestor provocări, combustibilii sintetici au potențialul de a juca un rol important în viitorul energetic.